Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un chiș cu somon și broccoli. Mai pe românește, o tartă. Merge perfect după atâtea mâncăruri grele din ultima perioadă. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să n-o mai arde mai urea și să dăm drumul la treabă, că avem o leacă de așteptat. Începem cu aluatul. Avem nevoie de făină. Am aici cam 300 de grame. Puțină sare, undeva la un 4-5 grame. Punem și pasta aici peste. O împrăștiem de colo-colo, suficient, și unt, un unt mai grăsuț, de 82% grăsime, da? Am aici 150 de grame. Turnăm peste, cubulețe să fie și foarte, foarte rece, da? De la frigider să nu fie cald. Că o să ne îngreunăm munca. Îl luăm frumos și îl sfărâmăm aici în făină. Luăm așa prima oară cu degetele. Ta-dam! După care luăm untul cu făina amestecat și frecăm așa frumos în palmă, da? Până obținem un aluat care seamănă cu nisip, mai nisipos. Trebuie să ne mișcăm mai repejor ca să nu încălzim untul foarte, foarte tare. Mai am puțin și gata. Ia uitați-vă aici, cam așa ar trebui să arate. În momentul acesta venim cu un ou întreg, mai măricel, undeva la 50-60 de grame. Îl turnăm și pe ăsta aici peste și foarte puțină apă. Cât să zic, o lingură maxim, două. Vedem dacă mai avem nevoie după. Turnăm și pasta aici și hai să amestecăm, să încorporăm bine oul cu apa. Ușurel, fără grabă. Nu ne împinge nimeni de la spate să termină mai repede, nu? Cam atât. Am încorporat bine și oul și apa. O să scot aici pe tocător și voi lucra foarte, foarte puțin cu el, da? Nu mult, nu ca la cozonar, nu ca la un aluat pentru pâine sau pizza, da? Puțin, îl dăm de câteva ori datura pe tocător și îl împăturim de câteva ori. Cam atât, tot suficient. Ia uitați-vă ce aluat frumos avem aici. S-a încălzit o leacă, dar nu-i problemă, pentru că trebuie neapărat să îl băgăm la rece pentru minim 30 de minute, da? Într-o folie alimentară ar fi perfect. Ha. Dacă s-ar și desface, ar fi perfect. Hai că scoatem frumos din înveliș, din ambalaj, mai degrabă. Și gata, am reușit. O rupem frumos aici, gata. Împăturim bine, să nu prindă aer, să nu se usuce cât stă la rece, da? Și cam asta a fost. Ne revedem în 30 de minute, când avem aluatul rece. Gata, ce repede trece timpul când tai la montaj, bineînțeles. Am revenit cu aluatul, este destul de rece. O să mai avem nevoie de puțină făină. Împrăștiem aici pe blatul de lucru, nu multă, cât luăm așa vreo 3-4 cu astea. 3-4 degete de data asta. Întindem de colo-colo și să scoatem aluatul din pungă. Așa, puțin și pe el. O leacă de făină, împrăștiem bine. Avem nevoie de un făcăleț și să întindem, să-l întindem. Ușurel, fără grabă. O să crape puțin pe margini, dar nu vă faceți griji, nu-i mare belea. O să-l lipim înapoi, ușor. Întindem bine, ușurel, mai pudrăm o leacă blatul cu făină când simțim că se lipește și pe aluat, la fel, și continuăm. Până ajungem la dimensiunea dorită, adică cât e tava de mare. Bine, puțin mai mare, că trebuie să ne gândim și la pereți. Mai avem o leacă, nu mult, și deoparte, mai rotim puțin, mai tragem un pic și în partea asta aici, mai măsurăm și continuăm. Încă un pic în partea asta, așa, mai, așa, mai lat. De fapt, oricum, pe rotundă trebuie. Nu-i chiar rotund, dar merge. În urmă, îl facem noi rotund, în tavă. Suficient, gata, perfect. Îl rulăm ușor înapoi, fără grabă, cam atât. Venim frumos cu tava și cu mare grijă îl așezăm, ușurel. Ia uitați ce repede, cât de bine s-a așezat, aproape singur. Ridicăm frumos marginile și apăsăm să fie până la fund, până la fundul tăvii. În același timp și presăm puțin ca să se așeze bine. După care îi tăiem marginile cu un cuțit, să avem și o tartă frumoasă, un chiș frumos. Doar împingem cuțitul din interiorul tăvii spre exterior și rotim tava ușurel.
Ia uitați cât de ușor a fost. Gata. Mai facem un pic de ordine așa, să arate bine. Restul din acesta nu o să le aruncăm. O să le mai rup așa fâșiuțe subțiri și le pun peste toată umplutura, ca să mai avem ceva crocant și deasupra. Punem frumos peste aluat o hârtie de copt. Eu am udat-o puțin ca să se muleze după forma tăvii. Așa. O să avem nevoie de ceva greutate. Eu am aici orez, am mai făcut de câteva ori cu el. Deci ăsta îl păstrez doar pentru tartă, pentru aluat. Turnăm frumos. Îl împrăștiem așa de colo-colo. Și la cuptor cu el la 160 de grade pentru 20-25 de minute. Sau până se întărește puțin pe margini. Ne uităm și nu la el din când în când, că nu e acoperit de tot. Ușurel. Totom. Astea fiind spuse, puțină ordine și să pregătim restul ingredientelor. Am aici 80 de ml de lapte și 80 de ml de smântână de gătit. Peste care venim frumos cu 3 ouă. Le spargem ușurel aici. Fără coajă, da? Hete, ce ziceam? Fără coajă. 2, 3, gata, la revedere. Mai avem nevoie de un prosop să mă șterg pe mâini și după, gata. Puțină sare, nu multă, că e de 2 ori așa cu astea, 3 degete, haide, maxim 3 ori sau după gust, bineînțeles. Puțin piper proaspăt râșnit. Rotim râșnița de vreo 5, 6, 7 ori, suficient, și puțină nucșoară, da? Am aici un guguloi din ăsta, o să radem o leacă, cred că un sfert. Suficient, scuturăm bine și amestecăm, batem bine de fapt. Ușor, să nu împrăștiem, cu un tel, cu o furculiță, cu ce vă este și vă mai la îndemână și mai ușor. Cred că mergeau mai bine cu o furculiță decât cu telul ăsta, dar acum, dacă l-am murdărit, să fie s-a adus. Și un castron mai mare. Mai adăugăm și puțină făină, cât să zic, o lingură, maxim, ca să legăm totul mult mai repede și mult mai bine. În ploaie, amestecăm, batem, gata, o încorporăm și pasta destul de bine aici. Suficient, dăm aici deoparte și trecem la următorul ingredient. Păi cu ce să încep? Hai cu ceapa, să ne fie mai ușor. O tăiem pe jumătate, după care fășiuțe subții. O să mut aici în stânga, dau broccoli la o parte, hop, șurăl, nu mai murdăresc altă farfurie acum. Punem la grămadă și continuăm cu broccoli, pe care îl tăiem așa în buchețele mai mici. Eu zic că un buchețoi din ăsta ajunge. Voi puteți pune și mai mult dacă vreți. Așa, tăiem astea mai mari, le dăm o dată așa pe jumătate. Cam așa, de fapt, cred că aproape toate merg pe jumătate. Îl dăm și pe ăsta aici deoparte, îl punem pe tocător lângă ceapă, nu o să-l punem așa închiș, o să-l blanșăm puțin. Îl ținem scufundat în apă clocotită vreo 2 minute, cam așa, maxim. Hai să fac puțină ordine și să continuăm. Vreau să am toate ingredientele pregătite, să nu mai stau după una și după alta când o să scot tarta, aluatul de tartă, de fapt, coaja de tartă din cuptor. Strângem puțin, scăpăm de mizerii și să continuăm ce facem. Somon. Am aici 150 de grame de somon afumat. Uitați-l aici. Îl tăiem și pe ăsta foișuțe, subțiri, pe tot la grămadă, că oricum se sfărâmă destul de repede. Știți și voi cum e somonul afumat, mai ales tăiat așa, subțire, fileuri. Astea îl dăm aici deoparte de tocător. Și somon proaspăt. Somon proaspăt am undeva la 300 și ceva de grame. Voi puneți după gust, dar eu zic că sunt perfect echilibrate cantitățile. Îl tăiem și pe ăsta cu bulețe, nici prea mari, nici prea micuțe. Cam la un 2 cm acolo grosime. Și dăm deoparte să le ținem separat, să nu le încurcăm, da? Somonul afumat de somonul proaspăt. Și cam gata cu pregătitul. Mai am niște brânză feta, pe care o să o fac în momentul în care vom umple coaja. Puțin pecorino romano. Mamă, cât de bine miroase. Eu nu prea îți mai dai seama acum de la pește. Și mărar nu o să-l tăiem, nu o să-l tocăm, îl rupem și băgăm acolo. Dintre toate ingredientele astea minunate. Așa, hai să continuăm, să blanșăm și
era să zic sparanghel, brocoli, punem aici, o oricică cu apă, e deja fierbinte, o leacă, trebuie să o dăm un clocot, da? Venim și cu brocoli, ușurel, îl aruncăm aici în apa fierbinte, adunăm tot, nu lăsăm nimic în urmă, și pe asta, fierbinte, cam așa, și până bolborosește el aici, până să plimbă noala de colo-colo, noi pregătim un castron cu apă foarte, foarte rece și gheață. Asta pentru a-l opri din fierbere, din gătit și a rămâne verde. Umplem asta, cred că am pus cam mult, dar mai de pe lângă, am chiudat aici aproape. Cam atât, suficient. V-am spus, nu trebuie mult lăsat, 2-3 minute maxim. Îl scoatem frumos, scurgem bine de apa fierbinte și îl punem în castron. Ușurel, îl împrăștiem de colo-colo să se răcească repede. Îl amestecăm puțin, dacă ați pus și voi într-un castron mai mic, cum am pus și eu. Îl dăm așa de dura, colo-colo oricum se răcește foarte, foarte repede. Și când s-a răcit bine, îl scurgem și altceva nu mai avem de făcut cu el decât să-l punem în tartă. Ia uitați-vă ce verde și frumos a rămas. Hai să dăm deoparte. Ia să vedem ce am făcut aici, cum arată aluatul copt pentru tartă. Ușurel, tragem bine de hârtie ca să nu împrăștiem orezul de colo-colo. Stați așa că nu e așa, vreau să-l pun direct în casoletă să scap de el, să nu mai am bătaie de cap. Cu mare grijă că e fierbinte, da? Cient. Da, la revedere, lasă să răcească bine, după care pun capacul și înapoi cu el în dulap. Ia uitați-vă ce frumos arată blatul nostru pentru tartă și ce bine miroase. Hai să ne apucăm de umplut. Venim prima dată cu un strat de pecorino romano. Radem frumos aici. Cam 20 de grame, nu mai mult. 20 de grame pe fund și 20 de grame deasupra, ultimul strat. Împrăștiem frumos. Colo-colo, să fie tot fundul acoperit. Venim cu brocolii, scurs bine de apă, da, l-am pus într-o sită. Așezăm frumos aici, cum ne place și nouă, noi o știință exactă. Gata, mai lăsăm loc și pentru somon, o să mai punem, mai sunt două bucățele acolo, o să le punem deasupra. Venim prima dată cu somonul proaspăt, împrăștiat așa de colo-colo și ăsta printre brocolii. Să-l dăm pe lângă, să nu facem mizerie. Risipă. Îl înghesuim bine pe aici, să nu rămână prea mult loc liber, să avem o tartă bogată. Asta, venim și cu ăsta afumat, bineînțeles, pe deasupra. Turum, turum, îl împrăștiem bine și pe el. Un strat de ceapă, afel, aruncăm aici în mijloc, o desfacem puțin. Și unde să mușurel, să nu-i demorar. Am zis eu că na, îl rup și îl înghesui așa printre toate bunătățurile astea. Am așa mai, cam de la țară, așa, mai de la țară, așa. Ăsta e cam galben, mai bun. Îl îngrămădim și pe ăsta aici, cu ajutorul degețelului. Înficem așa printre pește. Încă puțină sare, o multă, puțin așa, de colo-colo. Și puțin piper proaspăt, râșnic, după gust, bineînțeles, și sarea și piperul. Gata, venim și cu sosul aici, cu smântână lichidă și puțină făină și lucșoară. Mai amestecăm o dată de două din el și turnăm peste, să avem grijă să nu punem prea mult. Da, deci mare grijă, eu zic că e perfect, cantitatea e numai bună. Ia uitați că ușor, ușor se ridică. Mai plimbăm puțin așa prin toată tava. Venim și cu ultimul strat de pecorino. Îl avem frumos aici peste. Zici că ninge cu fulgi mari. Ia uitați-vă. Da? Și brânza feta. Aici sunt două variante. Ori o amestecați cu somonul, cu ceapa, cu brocoli, ori o puneți deasupra. Eu prefer să o pun deasupra, să se coacă așa frumos, să se înmoaie. Și pentru culoare și pentru textură, dar nici cealaltă variantă nu-i rea. O rupem frumos, așa o împrăștiem de colo-colo, gustăm puțin să vedem dacă e bună. Feta.
mai aranjăm și gata, am pus aici cam 100-120 de grame, cam așa. Mai am aici și 2-3 bucățele de brocoli, păcat de ele. O să le pun așa pe deasupra, ca decor. Ia uitați ce frumos arată tarta noastră, chișul cu somon, proaspăt afumat, brânză feta, brocoli. Vă imaginați și o să aia aici, nu? Deci pe umbră nu mai pot. Așa că hai mai repejor la cuptor la 170 de grade pentru 40-50 de minute maxim. Totul bun. Dacă am lăsat-o mai mult sau mai puțin, vă spun după. Așa că bârâb. Tadam. Ia uitați-vă aici. Wow, cum arată. Chiar că vorba aia, într-un mare fel. Să fiu sincer cu voi, știți că mi-a mai rămas puțin aluat. Am zis că-l pun pe deasupra. Unul la mână am uitat și doi la mână nu prea mai avea loc. Ia uitați-vă la brânza asta, feta, ce frumos a rumenit pe deasupra. Brocolii, o lecuță puțin ars pe aici, dar mai dăm și la o parte. Ceapa perfect rumenită, mamă, și cum miroase. N-avem încotro, trebuie să lăsăm puțin să se răcească, minim jumătate de oră. Nu știu dacă o rezista jumătate de oră, dar poate mă duce undeva spre 20 de minute. După care îl feliem și să ne luăm de el, să-l mâncăm. Hai că până la urmă a rezistat jumătate de oră. M-am chinuit puțin să o scot din tavă, dar asta e, sunt un erou, pentru că am reușit să aștept jumătate de oră, nu că am scos chișul din tavă. Să-l tăiem. Au, m-am lovit la picior. O rotiță de asta aici. Să-l tăiem că nu mai pot. Ca pe tort, cred. De fapt, ce cred că așa o să-l tai. Mamă, ce miros vine când îl tai. Wow. Ia să vă arăt așa repede bucățica asta. Wow. Cum arată. Foarte, foarte tare. Punem înapoi aici. Facem ordine, loc. De fapt, pentru o farfurie. O așezăm frumos aici. Între timp am făcut și puțină salată, o mână acolo, un mix de salată cu 2-3 ridic și ceapa aia roșie care mi-a mai rămas. Punem frumos aici în mijloc și cred cu mâna că nu trebuie să luăm acum furculiță și eu mai știu ce. Venim frumos și cu chișul aici peste sau într-o parte și din nou avem o farfurie foarte frumos. Ia uitați-vă! Ta-da-da-dam, ta-dam. Iuhuu! Hai să și gustăm, tai și o feliuță subțirică sau mai grosuță, de ce nu? Asta e perfect, doar că nu s-a răcit cum trebuie. Ce frumusețe! Și abia aștept să vă cumpăr la gust. Deci nu vă imaginați, somonul proaspăt cu cel afumat, brocoli, brânza, feta, moale, wow. Am rămas din nou fără cuvinte. Mi-a ieșit și ăsta până la urmă. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. Cu bunătățurile care se întâmplă la mine în bucătărie. Wow. Și merge de mine cu salata, fresh. Wow.